Agricultura este motorul dezvoltării economice a unei regiuni, este mesajul ce a fost transmis în cadrul evenimentului marca forumul APPR Farm Connect Hub, conversații care contează, dedicat fermierilor și furnizorilor de inputuri din zona Bărăganului. S-au purtat discuții despre modul în care se produce hrană pe plan local într-un sistem complet, despre provocările aduse de schimbările climatice, modalități de procesare a producției agricole și parteneriatul public-privat. Evenimentul a anunțat, de fapt, organizarea celei de-a doua ediții a Târgului Agriculturii Românești, târg găzduit de municipiul Slobozia în perioada 31 august-3 septembrie 2023. Târgul Farm Connect, pe care îl aniversăm astăzi, am avut parte de o primă ediție pilot anul trecut, o primă ediție, credem noi, reușită, sub toate aspectele. Târgul Farm Connect s-a născut din dorința noastră de a păși în arena publică și de a vorbi despre ceea ce fac fermieri. Sunt foarte bucuros că suntem cu toții azi aici să încercăm să urmim cea de-a doua ediție a Târgului Farm Connect. De ce Farm Connect și de ce la Slobozia? O să spună și domnul primar, probabil, imediat după mine, dar e important pentru noi toți și în special pentru cei care trăim în Bărăgan, ca economia județului, a zonei, economia toată a României să dezvolte. Și Farm Connect vrea să ne aducă pe toți împreună, toți partenerii din agribusiness. Mai mult decât atât, Farm Connect vrea să meargă mai departe și să încerce o comunicare cu consumatorii noștri, pentru că încet, încet avem datoria ca fermieri să comunicăm cu consumatorii noștri încet ce mai bine, să înțeleagă cum să produc produsele agricole, cum ajunge fiecare aliment pe masa fiecărui om, pentru că începem să avem copii care cred că laptele vin din supermarket sau nu știu ce, mălai tot acolo vine. Deci agricultura, e adevărat că o face din ce în ce mai puțină lume, asta e tendința, așa se va întâmpla peste tot, dar e nevoie ca cei care consumă produsele noastre să înțeleagă cum le facem și cum trebuie făcute. Este foarte important și sigur că noi ca parteneri, noi APPR și Primăria Orașului Slobozia, mai nou și Consiliul de Țean Ialomița, care îi mulțumim că s-a alăturat proiectului nostru, încercăm să urnim ceva care se urnește foarte, foarte greu. La Slobozia, un târg în mijlocul Bărăganului, unde accesul este foarte ușor prin toate părțile, de la Capitală, la Constanța, de Brăila, la Galați. O să avem și un drum expres pe aici, care să vină lumea repede, repede la Farm Connect. Vrem să fie nu neapărat un târg care să concureze alt târg. Vrem să fie un târg care să fie reprezentativ pentru zona noastră, pentru județul nostru și să încet, încet, oamenii, agricultorii, consumatorii să dorească să-și pună în agendă data cu, sau datele cu evenimentul nostru. Ne dorim foarte mult să reușim cu toate crcotelele, că au fost și fel de fel de crcoteli. Nu există să faci ceva fără să ai parteneri. Nu există să încercăm să urnim o căruță dacă nu o facem împreună. Orice făcut împreună poate să nască și suspiciuni. Cine vrea să le aibă suspiciuni, să le aibă, să fie sănătoși. Dar noi trebuie să mergem înainte și să construim. Fără să construim, nu avem nimic și județul, din păcate, e încă la coada clasamentului. Hai să ducem în prima jumătate a clasamentului din județele țării. Și Farm Connect poate să contribuie și el un pic la dezvoltarea orașului și a județului Ialomița și a zonei. De asta se cheamă Farm Connect, pentru că vrem să conectăm toate aceste verici de producție. Vrem să aducem Slobozia și Ialomița, pentru că Slobozia fără Ialomița și Ialomița fără Slobozia nu există. Vrem să aducem Slobozia și Ialomița acolo unde merită să fie, în inima Bărăganului. Noi suntem inima Bărăganului și suntem cel mai important nod, dacă vreți, în momentul de față rutier, prin dezvoltarea unor infrastructuri rutiere care sunt în momentul de față în, la nivel de studii de fezabilitate și de documentații, vrem să devenim și cel mai important nod agroalimentar. Toți suntem legați de agricultură în județul Ialomița și mă bucur să văd atât de mulți fermieri prezenți astăzi aici. Se cuvin felicitări formului APPR,
domnului președinte Stabu și colegilor, atât de inimoase, care au animat prima ediție Primăriei Slobozia, pentru că s-a lansat în acest proiect ambițios. Consiliul Județean sprijină toate inițiativele care conduc la promovarea agriculturii sustenabile, la dezvoltarea economică prin agricultură, prin procesarea producției agricole. Se cuvine să fac de asemenea o mică corectură. Partenerul nostru direct va fi nu Consiliul Județean, ci Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița. Ca să fim până la capăt clari, deși nu înseamnă Consiliul Județean nu susține proiectul. Această asociație reunește majoritatea, cred că absolută, a localităților din județul Ialomița. Asta dând, practic, și ideea de amvergură județeană și, de acolo încolo, regională și națională. Lucru pe care sperăm să-l vedem cu toții la edițiile care se întâmplă anul acesta și anul care urmează și la multe, multe alte ediții până la 10, 20, 30 sau când ne ține Dumnezeu sănătoși. Sunt foarte multe provocări legate de schimbări climatice, de condiții de piață adverse. Multe lucruri pe care deja le știți, le-ați experimentat. Cred că târgul Farm Connect poate să vină ca o soluție, ca un sprijin pentru toți agricultorii, atât cei mari cât și cei mici, și sper să fie reprezentați bine cu toții, dar târgul trebuie să fie și un loc de întâlnire pentru cetățenii simpli, care vor să vină să vadă cum funcționează o afacere agricolă, ce se întâmplă într-o fermă, multe lucruri care sunt interesante pentru cei mari și cei mici. Și sper că și ei să fie atrași să vină la acest târg, care sigur îi va primi cu brațele deschise cu toți. Doar împreună vom putea să realizăm acest proiect, doar împreună comunitatea locală de fermieri, autorități publice și consumatori vom putea transforma acest târg într-o tradiție a fermierilor din zona Bărăganului și într-o tradiție agricolă de referință pentru această zonă a țării, dacă nu la nivel național. Târgul Farm Connect România s-a născut din inițiativa acestui grup inimos de fermieri din zona Bărăganului, care în urmă cu câțiva ani au început tot felul de deplasări, de excursii tematice, excursii de studii în diferite zone ale lumii și au văzut că acolo majoritatea târgurilor și a evenimentelor importante agricole ale țărilor respective erau organizate de structurile de fermieri. Târgurile acelea sau expozițiile acelea le aparțin fermierilor. De aici a pornit, s-a sădit, să spunem, sămânța organizării unui târg în inima Bărăganului, aici unde a luat naștere și APPR. Astăzi asociația noastră a crescut, fermele din România au crescut, fermele din România s-au consolidat și există această dorință de a susține un astfel de eveniment. Anul acesta organizăm a doua ediție. Mulțumim în mod special autorităților județene, fie că vorbim de Consiliul Județean, fie că vorbim de ADI, care sunt alături de noi. Mulțumesc și eu în numele fermierilor Asociației Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice Ialomița și împreună cu APPR să punem Slobozia pe harta agricolă a țării. Târgul Farm Connect. De la început am spus, vreau să fie un târg al fermierilor pentru fermieri. Ultima perioadă ne-a pus în fața multor provocări, provocări cărora trebuie să le facem față, provocări în fața cărora trebuie să ne adaptăm, iar una dintre soluțiile de a face față acestor provocări este informația. Schimbul de informații între noi și, știu eu, ideea de a fi cât mai informat. Ei bine, Farm Connect este o platformă în care se facilitează întâlnirea agenților economici și actorilor economici, consumatori, producători, fermieri și furnizori de inputuri și tehnologie. Este foarte important să ne întâlnim în această platformă, este foarte important să schimbăm idei, este foarte important ca noi fermierii să transmitem către toți expozanții problemele cu care ne confruntăm și poate și sigur vom găsi soluții la problemele noastre. Deci, este o platformă prin care ne informăm reciproc
este foarte important să participăm la ea. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi în număr atât de mare. Totodată vă așteptăm la FarmConnect, acolo unde vă puteți prezenta produsele și ne puteți prezenta soluții la problemele noastre. Iar fermierii, suntem siguri că vor fi prezenți în număr din ce în ce mai mare de la an la an.